Măsurări de lungime. Știu să exprim corect o lungime? Dimensiunile obiectelor din jurul nostru se pot măsura direct folosind diferite instrumente de măsură. Cum procedezi însă dacă nu ai un instrument potrivit? Să analizăm următoarea situație. Cu ajutorul unei reghe, Maria și Vlad încearcă să măsoare grosimea unei pagini din manualul de fizică. Maria spune că este imposibil, dar Vlad o contrazice. Cine crezi că are dreptate? Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc. Grosimea paginii nu poate fi măsurată direct cu regla, dar există o metodă de măsurare indirectă. În loc să măsurăm grosimea unei pagini, vom măsura grosimea unui număr mai mare de pagini, 10 de exemplu, și vom împărți rezultatul la numărul de pagini, obținând astfel grosimea unei singure pagini. Crezi că numărul de pagini este important? Dacă ai măsura grosimea unui număr mai mare de pagini, rezultatul tău ar fi influențat? Grosimea paginii este foarte mică în comparație cu celelalte două dimensiuni, lungime și lățime. În funcție de tipul de hârtie utilizat, grosimea variază. Pentru colile utilizate în mod frecvent la tipărirea manualelor, grosimea are valori în intervalul 0,07 mm, 0,1 mm. Cea mai mică diviziune a reglei este de 1 mm, ceea ce înseamnă că precizia reglei este de 1 mm. Cu cât numărul de pagini va fi mai mare, poate precizia măsurătorii va fi mai bună. Vlad și Maria au măsurat câte 100 de pagini și au obținut valoarea de 7 mm. Ce grosime are o pagină? Ce grosime are un teanc de 150 de pagini? Poți măsura corect această grosime cu rigla? Răspunsurile corecte la întrebările anterioare sunt următoarele. Grosimea unei pagini este de 0,07 mm. Grosimea unui teanc de 150 de pagini este de 0,5 mm. Și nu se poate măsura corect cu rigla, aceasta având precizia de 1 mm. Dacă măsurătorile ar fi fost făcute cu șublerul, rezultatele ar fi fost mult mai precise. Șublerul este un instrument de măsură a lungimii, folosit pentru a măsura cu o precizie de până la o sutimă de milimetru lungimea sau lățimea unui obiect, distanța între două planuri sau profunzimea unei găuri. Maria și Vlad se întreabă dacă ar putea măsura distanța de acasă până la școală folosind instrumentele de măsură pe care le-au descoperit până acum, șublerul, rigla, ruleta. Maria afirmă că cel mai potrivit instrument ar fi ruleta, dar locuința ei este departe de școală și cu siguranță sunt mulți metri până acolo. Maria are dreptate. De aceea vom utiliza pentru a exprima această distanță unul dintre multiplii metrului. Pentru a măsura lungimile mari sau foarte mari, se folosesc multiplii metrului. Decametrul, care înseamnă 10 metri, hectometru, 100 de metri, sau kilometrul, care înseamnă 1000 de metri. În kilometri se măsoară distanțele dintre localități.
În hectometri și decametri se măsoară, de exemplu, dimensiunile unor loturi de pământ în agricultură. Transformarea unităților de măsură se realizează astfel, din unități mici în unități mari, prin împărțire, la 10, 100 sau 1000. Din unități mari în unități mici, prin înmulțire, cu 10, 100 sau 1000. Un kilometru înseamnă 10 hectometri, 100 decametri sau 1000 de metri. Să exersăm împreună ceea ce am învățat până acum. Ordonează crescător următoarele lungimi. 120 de metri, 1250 de decametri, 150 hectometri, 1,5 km. Crezi că poți reuși singur să faci aceste transformări? Pentru a ordona corect, va trebui să transform lungimile în aceeași unitate de măsură. Păstrăm 120 de metri. Transformăm 1250 de decametri în metri prin înmulțire cu 10. Obținem 12.500 de metri. 150 de hectometri înseamnă prin înmulțire cu 100, 15.000 de metri. Prin înmulțire cu 1000, vom transforma 1,5 km în 1500 de metri. Astfel, ordonarea noastră va fi 120 de metri, 1,5 km, 1250 decametri și 1150 hectometri. Ce unitate de măsură este cea mai potrivită pentru a exprima următoarele lungimi? Înălțimea ta, înălțimea unui deal, înălțimea unei clădiri de 10 etaje, lungimea unui vapor, distanța dintre două orașe. Crezi că poți răspunde singur la aceste întrebări? Alege numărul care arată măsura cea mai apropiată de realitate. Înălțimea băncii de la școală, 7 metri, 1,2 metri, 3 metri. Înălțimea casei bunicii de la țară, 10 metri, 0,6 metri, 100 de metri. Lungimea unui creion, 10 cm, 10 metri, 10 km. Lungimea unei cutii de chibrituri, 70 de milimetri, 70 de metri, 70 de decametri. Să completăm împreună datele din tabelul următor. În acest tabel, pe coloane, avem lungimea exprimată în metri, în hectometri, respectiv în kilometri. Pentru fiecare coloană, va trebui să completăm lungimile corespunzătoare în celelalte unități de măsură. Dacă nu ai reușit, iată rezolvarea exercițiului propus anterior. Pentru a transforma lungimea din metri în hectometri, va trebui să împărțim la 100 și pentru a transforma din metri în kilometri, să împărțim la 1000. Pentru a transforma lungimea din hectometri în metri, vom înmulți 100, iar din hectometri în kilometri, vom împărți
la 10, pentru a transforma o lungime din kilometri în hectometri, vom înmulți cu 10. Și pentru a transforma aceeași lungime din kilometri în metri, vom înmulți cu 1000. Felicitări! Ai învățat cum poți exprima rezultatul unui măsurători cu ajutorul multiplilor și submultiplilor metri. Ne vom reîntâlni pentru a afla lucruri noi despre măsurare.